și l-a ales ca lider pe Crin Antonescu și probabil că el va candida la Cotroceni, iar din zona PSD e liniște. E mai degrabă o confruntare Mircea Geoan, Adrian Năstase în privința celui care va fi nominalizat, dar nu e nimic clar. Asta a grăbit și asta a Deci, fost, nu știu, l-a ce determinat se și pe Nichita întâmplă? să lanseze Nu cred. invitația? Nu cred. Ceea ce se întâmplă, aș vrea să le punem pe două paliere distincte. La PDL este o liniște specifică furtunilor posibile. Deci eu am trăit treaba PDL-ului. A fost membru nostru. Nu la aceeași nivel. În sensul că am avut și noi, care am fost fondatori și apoi membri de frunte ai Partidului România Mare, un președinte foarte determinat și foarte adulat. A intrat în turul 2 în Cornelu Vadim 2000, Tudor. Cornelu Vadim, 2000, și iată că intrarea, să spunem, a lui Corneliu Vadim Tudor pe un tren descendent, a antrenat și partidul. Și vă dați seama că dacă Traian Băsescu, prin voința cetățenilor, pierde președinția, s-ar putea să vedeți partidul acesta care a fost de 7%, PDL-ul. În 2004 a fost egal cu PRM-ul. 22 de senatori PRM, 22 PD-ul. 48 de deputați PRM-ul, 48 PD-ul. 2004. Vă dați seama că acum are altă anvergură partidul, datorită, în principal, prestației președintelui Băsescu și percepții pe care cetățenii o au față de Asta președintele s-ar Băsescu. putea, nu știu, întâmpla după alegeri în cazul în care ar Păi, pierde. asta vă spun. Da, Aici este, deocamdată aici, nu, stați alta de e atent. situația. Vă Aici rog, este situația, aici domnul este profesor, lucru. Partidul Democrat a Deci nu fuzionat te-am acum, întrerupt vă și rog. dacă mă întreb, te întreb Nu, și eu. nu vreau să vă Și pot întreb, să-ți dau și două pe nu. sub masă, că așa era în 90 când am început noi politică. Eu Acum suntem civilizați. nu Da? vreau politică din Așa. asta, domnul profesor. Atunci, Dar așa deci, făceați politică în păi, dar 90, nu cu știi dat cum pe sub era masă? atunci, da? Ați seama de Dăruiești, ați seama de toată echipa aceea. Deci, este posibil ca acest trend, care este puțin descrescător, s-a agite foarte mult la un moment dat PDL-ul. Și de aici, și aceste zvonuri care se lansează, să facem economie, să facem pe 7 iunie cele două tipuri de alegeri. Din coace, nu cred că este o vânzoleală. Pentru că, să știți, pentru un șef de partid, chiar dacă vreți și pentru Traian Băsescu, și pentru Crin Antonescu, și pentru Mircea Geoană, candidatura la președinție are două tăișuri, un cuțit cu două tăișuri. Dacă ai câștigat, te-ai dus și ai tras partidul. Dacă ai pierdut, Sunt ești pe o aici linie acum. moarte. Și Crin Antonescu zboară și Geoană zboară. Deci De dacă, aceea, asta e interesant ce spune. Deci eu vă spun că dacă așa Mircea este. Geoană va pierde prezidențiale, va zbura de Va la zbura șefia sigur. Pentru că PSD? el atunci când a preluat partidul a spus clar că regula și-a democratizat PSD-ul. De ce să nu spunem față de perioada când și președintele Năstase, care era și președinte și premier, ținea o leacă mai strâns corabia asta, oamenii de pe corabie. El a spus clar, domnule, este normal ca echipa care câștigă să conducă, echipa care pierde să lase locul altuia. Ceea ce avem în democrațiile Am occidentale. înțeles. Deci închei spun următorul lucru. Nu este pentru niciunul o dorință atât de mare de a se arunca cu capul înainte. Dacă au șanse, și Crin Antonescu se va arunca, și Geoană se va arunca. Și se va bate, pentru că altă șansă nu mai au. Dacă însă altcineva din partid are prin sondaj această șansă, ei se vor arunca. Este clar că și Traian Băsescu este un politician destul de abil. Dorește foarte mult să mai aibă încă un mandat, în viziunea domniei sale, cred că mai are multe lucruri de făcut. Dar și el, dacă va vedea că trendul este foarte descendent, cât el de, să zic așa, de determinat pentru această funcție, nu va dori ca partidul lui să aibă soarta PRM-ului Am sau înțeles. soarta PNS-ului. Domnule Spânu, Da, analiza domnului e certă candidatura lui Stanciu, Traian Băsescu din ceea ce deci dacă îmi permiteți, știți și ați indiferent auzit pe la că, București? sigur, domnul
Băsescu mai are de făcut încă multe lucruri, are acum și sprijinul partidului față de perioada trecută când, să spunem, unii trăgeau într-o direcție și ceilalți le se părea că drumul prin bălării este cel corect. Sincer, eu nu mă îngrijorez deloc de candidatura domnului Băsescu. Într-adevăr, n-aș vrea să fiu nici în pielea domnului Geană, nici în pielea domnului Crin Antonescu. Și vă explic și de ce. Chiar dacă aparent ambii șase, e normal, oricine ar face, ar da o siguranță, vom câștiga, nu poți să pleci la luptă, spunem, nu știu, s-ar putea să pierd. Este un mesaj care nimeni nu-l dă, nu-l promovează, este corect, dar cred că în spate un fior foarte rece, tocmai pe analiza corectă a domnului Stanciu, că dacă pierd, și din punctul meu de vedere, au mari șanse să piardă, atunci s-a terminat și cu poziția numărul 1 în partid. În schimb, apare reversul. Aici sunt puțin în dezacord cu domnul Stanciu. De ce? A scoate un alt candidat din partid care să candideze, îl face pe acesta în următoarele 7-8 luni, numărul 1 în partid. Președintele de facto al partidului, domnul Crin Antonescu sau domnul Geană, ar fi pus într-un cont de umbră. Mai mult, faptul că acești oameni pot pierde, dar în confruntarea cu Traian Băsescu, să știți că reacția partidului nu ar fi de respingere. Ai candidat, n-ai luat, te-am propus, de acum ești un zero. Din contră, tot criticile către președinții de partide s-ar duce, care spune, voi ați fost cei din tâi, ați avut cea mai mare vizibilitate, ați trebuit să candidați și v-ați ales, să spunem, un perdant ca să nu suferiți voi. E o decizie foarte, foarte Bun, dar dificilă. dincolo de ceea ce se întâmplă la PSD și la PNL, probabil că își vor face proprii analize după alegeri. Vreau să vă întreb următorul lucru, domnule Spânu. Dacă până acum aveam meciul Băsescu-Gioană, sau așa părea, iată că a mai intrat în cursă Crin Antonescu. Nu i-a anunțat, dar așa se pare că se va și întâmpla. Nu e un dezavantaj totuși pentru Traian Băsescu, asta în perspectiva turului 2, în care mai mult ca sigur va exista o coaliție anti-Băsescu. Nu știu Nu dacă cred. Teoria asta cu va fi coaliția. o alianță formalizată, o chestie scrisă, Teorie, dar indiferent. va Asta funcționa. nu merge. Nu funcționează. Vă spun că fac politică de câțiva ani și nu funcționează. Și exemplul cel mai concludent a fost acea coaliție scrisă, parafată, coaliția celor celebri 3-2. 322, care oamenii, poporul a Dar acolo a respins-o. fost altceva. Nu, e cam același lucru. În momentul când tu te duci, să spunem, în fața alegătorilor, bați mâna și îmi vine foarte greu să cred, să văd dreapta cu stânga bătând mâna. Înțelegeți? Alegătorii de dreapta cu alegătorii de stânga. Eu am fost la vot atunci când fostul președinte de Dar partid a domnului Stanciu, sunt domnul. uniți de o idee, Nu, nu, anti-Băsescu, nu. nu, de Ideea un crez. anti-Băsescu, care e extrem de proastă, vă spun, pentru toată România. E proastă. A face din Băsescu marota tuturor frustrărilor și nemulțumirilor tuturor. Este atât de puternic încât toată lumea face referire la Traian Băsescu. Ce se întâmplă? Nouă ni se pare că un partid, când vorbim de un partid, ne uităm la cei câțiva lideri care îi vedem pe televizor și care spun. Noi nu acceptăm colaborare cu PDL, noi nu acceptăm colaborare cu Traian Băsescu, crezând că toți oamenii din teritoriu, toți membrii de partid vor avea aceeași reacție. Ei, nu este așa. Partidul este un organism viu, s-ar putea să fie primari care să le fie foarte drag Traian Băsescu și să îndemne lumea să voteze cu el, s-ar putea să fie oameni, să spunem, din PNL care să spună că Băsescu reprezintă mai mult dreapta decât PNL-ul, nu știm, vom vedea atunci. Eu, din punctul meu de vedere, lucrurile care îi se pot reproșa lui Băsescu nu sunt fundamentale. Dacă urmărim în timp toate semnalele pe care le-a trimis instituțiilor, s-au adeverit că sunt corecte și corecte. Și din păcate, să știți că acum la ceea ce asistăm în ultima perioadă este acea extrem de dăunătoare disoluții autorității statului. Știu că sună găunos. Nu mai avem încredere în autoritatea Bun, statului asta e o și altă e cumplit. discuție. Deci Analizăm aș vrea să politica. spun câteva cuvinte. Traian Băsescu, nu mă refer la persoană, ci la președintele Traian Băsescu. Deci am